foarte entuziasmată. Abia așteptăm să începem această zi. Astăzi o să vă spun despre cineva care stăpânește peste toate lucrurile acestea și... Și toți oamenii din jurul nostru, să vadă un exemplu în noi. Tabra e o mare bucurie în mijlocul verii. Anul trecut am fost la Tabra și mi-a plăcut foarte mult. Așa că am hotărât să vin și anul acesta. Am jucat jocuri cu toți copiii pe teren. Apoi ne-am dus la topogan de apă. Este foarte interesant și distractiv. Mă simt așa de bine în această Tabra. Instructorii sunt prietenoși. Și mereu aveam ceva distractiv de făcut. Jocurile sunt cele mai frumoase. Vă aștept să veniți în fiecare an. E foarte frumos cu voi. Comisiunea Bucovina e cel mai frumos în tabără. Vreau să vin și anul viitor. Bună dimineața, dragilor! Chiar acum începe a doua zi de tabără și avem aici o echipă foarte entuziasmată. Abia așteptăm să începem această zi. Bună dimineața! Bună dimineața! Ați ajuns? Am ajuns! Așteptăm să ajungă toți copiii. Deja îi vedeam pe drum cum vin cu bicicletele. Îi așteptăm să ajungă. Vedem că deja câțiva dintre ei au ajuns. Sunt acolo pe trambulină. Da, aici în Moldova se spune bătute. Așa că noi ne pregătim aici cu toate lucrurile. Rămâneți aproape de noi astăzi, pentru că vom avea un timp foarte frumos împreună și vrem să împărtășim cu voi fiecare moment. Ne vom ruga Domnului ca El să ne binecuvinteze astăzi. Spunem lui Dumnezeu, Doamne, păzăște-mă, binecuvintează-mă, binecuvintează grupul, surorile, frații care se vor ocupa de noi. Căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Vă place grupul care se ocupă de voi? Da! Poate cineva să zică soarelui să răsară și el să răsară? Soarele. Nu, nici voi și nici eu nu pot să fac lucrul acesta. Dar astăzi o să vă spun despre cineva care stăpânește peste toate lucrurile acestea și pot să facă și soarele să răsară, și ploaie să se oprească, și vântul să se oprească. Deci el stăpânește peste toate lucrurile acestea. El poate rezolva situațiile în care sunteți. Voi trebuie să vă încredeți în Dumnezeu. Ce credeți că au făcut ucenicii când au văzut că Domnul Iisus doarme și este o furtună așa de mare? Biblia ne spune că ucenicii au mers și au spus, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Domnul Iisus, după ce l-au trezit, a spus vântului și mării, taci fără gură. Și după cuvintele Domnului Iisus, chiar așa s-a întâmplat. Dintr-o furtună, cu vânt, cu corabie mișcătoare, s-a potolit. A fost senin, fără valuri, frumos. Acum le era mai ușor ucenicilor să vadă malul celălalt. Faptele Apostolilor 10:43. Oricine crede în El capătă prin numele Lui iertare păcatelor. So? Emil? Bravo!
mulțumit că o primești. Ce s-a întâmplat pe mare? Ana, Ana, poți să mergi. Ana, Ana, mai sus. Ana, 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 bravo! Temelia, zilele, acoperișul, Doamne Iisuse, Doamne Iisuse, venim înaintea ta, venim înaintea ta și vrem să-ți mulțumim pentru ce am învățat. Și vrem să-ți mulțumim pentru ce am învățat. Toți oamenii din jurul nostru, toți oamenii din jurul nostru, să vadă un exemplu în noi, să vadă un exemplu în noi. Și noi să fim un exemplu. Și noi să fim un exemplu. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Amin. Amin. Astăzi mâncăm pizza împreună cu copiii. Este genială, este foarte bună, așa că toți copiii sunt pe echipe, împărțiți, ca să luăm masa, astăzi vom mânca pizza. Mulțumim! Hai, doi, trei și... Ieși, prindeți, prindeți! Bravo! Hai acum noi, hai, doi, trei și... Stare! Doi, trei și... Bravo! Hai acum să ridicăm. Doi, trei și... Bravo, hai acum noi, da? Doi, și... Ce? Ce le prind? Ce le prind? Motor, aici! Trebuie ce le... Așa, bun, hai! Hai, George! Așa, mai mult, da! Încă 10 minute. Așa, bun, hai, hai, cu gata! Gata! O câștigat! Emil! Hai, Ana, hai! Maria, hai! Aici avem echipa care este responsabilă de stația 4. Aici voi ce faceți cu copiii? Cursă cu bureți cu apă și cine obțigă rata mai repede cu apă câștigă. Sau cine termină ligheană de apă câștigă. Și acum așteptăm să vină următorii copii, o parte s-a dus să schimbe, uitând că ei de fapt o să audă iar. Prima echipă deja seara asta se va întoarce acasă, își iau rămas bun toți. Seara asta vor pleca spre vamă. Noi rămânem! Noi plecăm. O să ne lipsească aceste locuri și acolo ne vom fi, ne vom gândi că voi încă sunteți aici și vă susținem în rugăciune. Pare foarte rău că plec, dar chiar a fost foarte frumos, deci chiar se merită. Pentru copii tot se merită.
Dragilor, este ora 8:30 seara și deja prima echipă care a venit în tabăra de la Moldova se întoarce înapoi. Este miercurea seara și ei trebuie să se întoarcă înapoi. O parte din ei au școală, au examene, au premiere la școală și trebuie să ajungă înapoi. Ei vor merge acasă, eu voi lua altă echipă de instructori și mă voi întoarce înapoi. Vrem să le mulțumim la această echipă pentru toată munca lor pe care au depus-o, pentru timpul liber pe care și l-au luat să poată veni în această tabără. Astăzi a fost a doua zi de tabără și putem spune toți că suntem cei mai entuziasmați de bucuria copiilor și ne bucurăm de rezultatele acestei tabere. Rămâneți aproape de noi. Revenim!